Un alt capitol important pentru această perioadă este asistența socială acordată cetățenilor din municipiul nostru, în baza legislației în vigoare. În ultimele zile au apărut diferite acte normative cu privire la acordarea unor scheme de ajutor. Vreau să vă informez, ați luat la cunoștință despre programul de distribuirea de alimente. Am făcut și public, a început distribuirea lor, dar despre aceste chestiuni de zona socială, domnul Vici Caragaț, despre zona de pregătire pentru iarnă, domnul Vici Neacșu, vă vor spune mai mult. Eu doar le-am trecut în revistă. Am câteva probleme generale și fac un apel la dumneavoastră și prin dumneavoastră la toți vascuienii de a respecta ceea ce face. De a păstra curățenia, pentru că vă spun cu toată responsabilitatea, în acest an n-a fost metru pătrat de spațiu verde sau de zonă să nu fie greblată, curățată, de cel puțin două ori. Am avut o forță de muncă specială, am acționat pe fiecare zonă în parte, eliminând o parte din resturile menajerii, resturile vegetale, de pe raza localității. Numai că, la două, trei zile, mergând prin zone, iarăși din nou. Am avut discuții cu vasluienii și am în continuare pe orice zonă bună. Unii sunt mulțumiți, unii sunt nemulțumiți. Așa cum sunt și eu. Câteodată sunt mulțumit, câteodată sunt nemulțumit. De acest lucru, cauzele, firmele de la care fac lucrări la fațadă, uită polistirenul sau dau jos și copiii vântul împrăștii toată zona. Am avut discuții. Locatarii mai uită câte o sacoșă de gunoi în scară sau în scara blocului, nu-l duce la container. Dacă îl duce la container, nu în cubelă, ci lângă sau... Să fac lucrări în apartamente, moluzul să pune lângă, să uită să se ia. Gardul, dacă l-am tuns, l-am aranjat, unii s-au supărat, deci l-am aranjat. Unii nu s-au supărat și vroiau de extras de tot. Am încercat să păstrăm un echilibru și zic că am ajuns la un punct când municipiul Vaslui poate fi considerat un oraș curățat. Dar mai avem de lucru. De aceea, rugămintea mea este de a păstra ceea ce face. A doua rugăminte. Parcă am uitat să respectăm disciplina în construcție. Și am început o acțiune cu colegii mei de la urbanism pe aceste lucrări fără autorizație. Le emiți un act cu autorizație și a doua zi vezi că faci și altceva. Le emiți să vin cu o solicitare și le explici că nu dă voie legislația, să apucă fără. Am rugat la fațade să se facă măcar 80% sau ceea ce rămâne, ceea ce un apartament să-l aducă cât de cât la o anumită formă, îl lasă firma așa. Eu sunt de acord și cred că și dumneavoastră sesizați că imaginea Vaslui de la o zi la alta se schimbă. Se schimbă în bine. La foarte multe blocuri au fost efectuate lucrări frumoase, de calitate, dar din păcate mai sunt și firme, și asociații de locatari, și asociații de proprietari, care uită că există totuși o primărie, sau merg pe ideea că la primăria Vaslui sunt oameni buni la suflet și nu apelează la legislația
în vigoare care prevede, în primul rând, sancțiuni. Și sancțiuni destul de mari. Sper ca oamenii să înțeleagă că realizarea oricărui lucrări necesită autorizații de construcții. Este legislație, sunt sancțiuni prevăzute pentru nerespectare. De asemenea, o rugăminte mare la Vaslui de a circula și a de respecta circulația pe drumurile publice. Se parchează peste tot și pe trecerea de pietoni și în intersecții și pe trotuar. Noroc că am făcut trotuarul pe Călugărești. Sunt o două mașini care nu mai pe trotuar. Justificând că n-ar fi locuri de parcare. Nu este adevărat. Să nu se găsească locuri de parcare, fie pe o bandă, fie într-un loc de parcare. E posibil, și sunt de acord, să nu se găsească în fața casei sau în fața blocului. Dar în spate, în lateral, pot fi găsite locuri. Ca atare, sper că mă vor înțelege, dacă nu poliția viitoare, că un pic mai avem locală, de la 1 ianuarie se va transforma, trebuie să apară normele metodologice. Poliția locală, care va avea atribuțiuni pe zona de circulație mult mai mari, va organiza și va ordona această circulație, care, din păcate, ne creează mari probleme. Și ne-a creat mari probleme într-o perioadă de august, cu tot regretul, când acei copii s-au întors înapoi. Iar eu am ratat un moment. Sper că anul viitor să nu mai ratez. În prima decadă a lui august, să fac un apel la toți cei care vin în Vaslui. Nu la toți. O anumită parte. Să port o discuție cu ei, într-o sală. Să întreb ce se întâmplă în exterior, de sunt corecți și desfășoară activitate, și ce se întâmplă când vin în localitatea de Baștină, sau de se comportă cum s-au comportat unii dintre ei. Prin bară, cu mari probleme, am informații și nopțile, pe diferite zone, circulații, cu tot felul de mașini lăsate, unde, luate, aruncate, concursuri și așa mai departe. Probabil că anul viitor voi reuși. Am să fac din timp această invitație și în luna august să discut și noi, să vedem cu ce greșim noi. Că eu consider că, întorcându-se de unde au plecat, ne dă nouă lecții de comportament, ne dă nouă lecții de civilizație și ne sprijină. Ca atare, iată doar câteva din problemele pe care le ridic în fața vasluienilor prin intermediul dumneavoastră. Le-am ridicat și le voi ridica la orice întâlnire, de a ne respecta, de a respecta ceea ce am făcut, de a păstra ceea ce am făcut, pentru că realizarea obiectivelor, ce vă spuneam, sunt cu costuri, costuri care, pe care le suportăm cu toți. Cam acestea au fost câteva probleme